Medicul Cristina Atănăsoaie Iacob a fost numit manager interimar al Spitalului Județean de Urgență Neamț la 3 zile de la nenorocirea din 14 noiembrie. Decizia a fost luată prin vot în cadrul unei întâlniri a conducerii Consiliului Județean cu aproximativ 35 de medici, șefi de secții și compartimente, precum și reprezentanții ai DSP și ISU Neamț. De menționat că anterior, președintele CJ Ionel Arsene a solicitat consultări politice pe această temă, însă a fost refuzat de formațiunile cu reprezentare în legislativul județului. Astfel, noua echipă managerială își va desfășura activitatea până la finalizarea concursului pentru desemnarea managerului, Consiliul Județean demarând procedura încă de pe data de 21 octombrie, urmând ca examenul să se desfășoare în data de 21 decembrie. Președintele Ionel Arsene a declarat că mulțumește noii conduceri că a acceptat această grea misiune, având în vedere evenimentele tragice înregistrate la unitatea medicală și dă asigurări că va avea în permanență un sprijin din partea sa, mai ales în aceste momente când lucrează sub presiunea creată de pandemie. Astfel, după demisia fostului manager interimar Lucian Micu, vreme de mai bine de o lună, cea mai mare unitate sanitară din județ va fi condusă tot din provizorat. Este interesant ce se va întâmpla în legătură cu anunțatul concurs, în sensul interesului pe care postul îl va ridica în rândurile medicilor. Pe lângă numeroasele probleme care țin de funcționarea instituției, mai ales că este suport COVID în vreme de pandemie, un alt aspect care nu poate fi neglijat este acela al salarizării. Managerul încasează lunar mult mai puțin decât un șef de secție, de exemplu. Între timp, la Spitalul Județean de Urgență Neamț a fost rezolvată și problema relocării secției ATI. Prefectul George Lazăr, alături de reprezentanții ai Consiliului Județean Neamț, ISU, Inspectoratului de Stat în Construcții și Direcției de Sănătate Publică Neamț, au găsit spațiu la nivelul etajului 4, în secția de obstetrică și ginecologie, care are dotări moderne și a fost refăcută în anul 2014 prin fonduri de la Banca Mondială. Această secție este avizată ISU și există circuite medicale acolo. Hotărârea comisiei mixte este ca secția ATI să fie relocată la etajul 4, iar secția obstetrică și ginecologie să fie relocată la nivelul etajului 5. Se va putea funcționa cu aproximativ 8 paturi pe ATI și alte 2 paturi pe ATI în cadrul UPU, a declarat prefectul județului Neamț. De asemenea, a fost conturat de către comisia mixtă un spațiu de la etajul clădirii, unde funcționează în prezent Nefromed, o secție de dializă. Acest spațiu aparține Spitalului Județean de Urgență Neamț, iar lucrările de construcție sunt finalizate într-un grad de aproximativ 80% și în regim de urgență ele pot fi continuate și recepționate într-un termen de aproximativ 45 de zile. În acest spațiu identificat se va muta ulterior secția ATI cu un număr de aproximativ 15-17 paturi în condiții de siguranță totală și într-un spațiu realizat la standarde europene. Am solicitat Consiliului Județean Neamț să aloce resursa financiară necesară finalizării lucrării la acest spațiu în regim de urgență și să găsească soluții tehnice, respectiv să contracteze imediat specialiști în vederea finalizării lucrărilor. În calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, asigur că vom oferi tot sprijinul pentru ca aceste lucrări să poată fi contractate de îndată în regim de urgență. Suplimentar, am solicitat prin intermediul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț, Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției, suport pentru alocarea unei unități mobile de terapie intensivă și personal medical necesar asigurării funcționării acesteia. 2 medici, 6 asistenți medicali, în vederea operaționalizării activității la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. De asemenea, s-a aprobat inițierea demersurilor de alocare din rezervele strategice ale Departamentului pentru Situații de Urgență a unui număr de 6 ventilatoare de terapie intensivă, a mai anunțat prefectul George Lazăr.